În acest grup sunt toți angajații din cadrul primăriei Jupânești, autoritățile locale, dar și alte persoane de la nivelul comunei care pot interveni rapid într-o situație neplăcută. Pentru o mai bună organizare și de a rezolva problemele instituției și a cetățenilor într-un timp cât mai scurt, am luat o decizie și deja am pus-o în practică și începând cu data de 31.05.2021, în fiecare dimineață la ora 8, intrăm în teleconferință audio-video cu Centrul Social de Zi Vierșani, Jupsal sau Lubris, Jupânești, Școala Gimnazială Jupânești și Poliția de pe raza localității. Cu Poliția doar în teleconferință audio, deoarece atât ne permite legea. Inclusiv în cazul de situații de urgență, avem un grup de WhatsApp pentru a ne mobiliza cât mai repede. Cum vedeți și dumneavoastră, problemele se intensifică de la zi la zi și așa am zis că găsim o soluție de să ne putem mobiliza chiar și noaptea. Este mult mai ușor, de exemplu, să trimiți un mesaj în care să apară la toți și fiecare să mobilizeze să fie la fața locului. Cum au fost inundațiile de acum o săptămână de la dumneavoastră, bănuiesc că această măsură este chiar foarte indicată. A fost foarte bună, în 10 minute, 15, deja ne-am mobilizat, chiar am ajuns în teren.